Place mie să spun că dumneavoastră sunteți dragi pe unde umblu și pe unde în lumea aceasta, spun că la Prigor îmi este cel mai bine printre dumneavoastră. Este un vis astăzi care mie mi s-a împlinit, l-am avut de ani de zile, ca din această nigerie să o transformăm în sărbătoare. Mare sărbătoare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să facem cu adevărat sărbătoare. Să ne adunăm cu mic cu mare, de la cel mai mic până la cel mai mare. N-ar fi fost posibil acest lucru dacă școala nu s-ar fi implicat. Dar școala fără părinți nu și-o are rostul. Țin să mulțumesc părinților care de aproape jumate de an, alături de copiilor, s-au organizat și au răspuns pozitiv chemării școlii spre păstrarea tradițiilor populare. Dar n-ar fi fost nimic posibil dacă, totuși, comunitatea locală, vorbind și primăria, nu ne-ar fi fost și ei parteneri, de fapt, în acest proiect. Proiectul este proiectul școlii, dar primăria întotdeauna răspunde prezent la solicitările noastre. Drept urmare, Doina Prigoreană își reia activitatea. Dar v-am spus, mult, de o amploare mult mai mare, mult mai multe echipe, de la cei mai bătrâni până la cei mai mici. Nu pot să nu mulțumesc și la uica meu, Pavel Burac, care la 70 de ani a răspuns afirmativ chemării noastre. Adică să ne fie și el alături la deschiderea rugii, așa cum se făcea pe vremuri. De fapt, nigeia asta era. Era păstrarea tradițiilor, era joc și voie bună. Mai nou, ce să facem? Mergem acasă, mâncăm, bem și uităm să mai venim. Și eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat puterea, mi-a dat tăria ca să pot să fac din această nigeie într-adevăr mare sărbătoare la Prigor. Vă doresc distracție plăcută. Vă mulțumesc, vă spuneam, comunitatea locală, pe domnul primar și pe domnul viceprimar, dacă și dânsii au să ne spună câteva cuvinte, dar nu înainte de a mulțumi că astăzi printre noi, dacă ne uităm, sunt tot prigoreni de-ai noștri. Adică frații Tudor, Vasi și cu Tomică, care... Bună ziua! Dragi concetățeni, stimați invitați, astăzi este necetate. De ceva timp, pe lângă școala din Prigor, funcționează tânăra formație de dansuri pe care o aveți în față, care o să vă încânte cu jocul lor și cu portul lor. Îi mulțumim și domnul instructor Nicolae Borozan, care face un efort considerabil cu instruirea acestor copii minunați. Vă mulțumim, sănătate, la mulți ani! În acest sens, am rugat-o foarte mult insistent pe domnișoara Badescu Maria, cât și formația frații Tudor cu organistul care îi adoptate cu una Prigor Podo, să ne încânte azi de ruga satului. Pentru că istoria ne-a învățat ca să îi frumos să...
La 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 la
Dragoste și drag am lăsat în sat, lai, la, 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 în casă bătrână, dorușați mă rămână, lai, la, 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 să-l vă prătai ca prin obor și prea mama cu umple și de dor, să le țug obrazul, să uiți în acasă, o vei. Thank you.
Bună ziua! Cum vă numiți dumneavoastră? Mă numesc Pavel Burac. Cum reușiți să duceți tradiția mai departe aici la Prigor? A fost bucuria mea din tradiții și familia mea, și bunici și părinții mei. Mi-a plăcut dansul, costumul popular și aș căuta pe cât se poate, cât posibil, să-l duc mai departe. Pentru mine e o plăcere. Ce puteți să ne spuneți despre costumul dumneavoastră popular? De unde l-aveți și... E un costum popular de la tatăl meu, care îl păstrez cu sfințenie, de care mă bucur și când e nevoie îl îmbrăc. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc! Bună ziua! Să rămână, să trăiți! Ce faceți azi aici așa? Păi la rugă, la Prigor! De ce e pe data asta de 26 ruga? 26 e așa, e obiceiul de-ai bătrâni, da. Morii bătrâni. Vă văd îmbrăcat frumos aici, ce puteți să ne spuneți despre costumul dumneavoastră popular? M-am luat cămașă, brâu, m-am luat tot și trebuie să fiu om frumos, om michelent la Prigor vreau să fiu, patimaș la Prigor, mi-s patimaș. Dar se mai poartă în ziua de azi tradiția, portul popular? Da, se poartă. Care vrea, care nu vrea, mă, care vrea să poartă. Un par de răchie, ați băut? Am băut o bere, un par de răchie, mă beau, că-mi place. Dar musafiri? Musafiri au fost, mă. Numele dumneavoastră? Matei la Prigor, Radu Măcei. Bună ziua! Cum reușiți să duceți mai departe portul popular, tradiția, muzica și jocul aici la Prigor? Că am văzut că de fiecare dată, la fiecare mare sărbătoare, dumneavoastră sunteți aici îmbrăcați toți în port popular și în jocul popular. Păi așa am moștenit-o de la bătrânii noștri, de la bunici și străbunici și încercăm și noi să ducem mai departe. Cu costumele lăsate tot de la bunici, încercăm să le arătăm lumii că noi încă mai ținem tradiția românească. Bună ziua, ce faceți voi aici? Noi suntem dansatorii de la Prigor, am deschis aici ruga în comuna Prigor împreună cu dascălii noștri care ne-au învățat încă primii pași din școală de dans și uite că chiar acum astăzi am ajuns să deschidem ruga la comuna Prigor. Ce poți să-mi spui de costumul tău popular? De unde l-ai? Păi costumul meu popular, ismenele sunt împrumutate, sunt luate de la tatăl meu, Svetul Glaiborul, cum îi spunem noi, de la o vecină, l-am împrumutat și cămașa, tot de la tatăl meu este moștenită. Numele tău, tău? Rusa Cornel Gabriel. Mulțumesc! Omii buni au venit, na 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 na, din inima să vă cânte, na 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 na, vreuni mai mândre și tărtoie, na 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 na, ca la munce, ca la noie, na 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 na. Cine-o joc și să mă scurce, na 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 na, nu cred să mă lase uice, na 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 na, că mie mie nu mi-e dragă, na 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 na, și pe când omiță dragă, na 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 na, că mie mie nu mi-e dragă, na 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 na, și pe când omiță dragă, na 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 na. Yes.
La 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 la
numești tu? Mă numesc Așa Ionica. Și la ce școală ești tu? La școala aici, în Buracul Prigor. Astăzi ce faceți aici? Astăzi am venit împreună cu colegii mei să deschidem lingerea la Prigor. Ați făcut repetiții la școală? Da, am făcut foarte multe repetiții și sperăm că ne-a ieșit. Cine vă pregăti? Instructorul nostru Nicolae Borozan. Costumul popular de unde l-ai? Costumul popular l-am instruit făcut de mama mea. Cum te numești tu? Eu mă numesc Nicolae Nicole. Și ce faci tu astăzi aici? Eu am venit să deschid ideea la Prigor. Dar cine v-a insuflat vouă? Cine v-a pregătit pentru voi ca astăzi să dansați așa frumos aici? Doamna directoare și instructorul nostru de dansă, Nicolae Borozan. Și costumul popular de unde l-ai? Costumul popular